2023, cred că dobânzile vor scădea. Probabil că mai ajung, s-ar putea să mai crească un pic, dar în a doua parte a anului vor fi pe trend descrescător. Bursa cred că o să aibă un an bun. Nu știu, nu cred că excelent, dar bun. Cred că o să terminăm mai sus decât am început, atât SUA cât și BVB-ul. Și cred că economic o să fim iarăși pe plus. Astea sunt, asta e de fapt scenariul meu de bază pe care îl am pentru 2023, nu sunt mama umida sau ceva, dar merg pe scenariul most likely din punctul meu de vedere. Creșterea economică moderată, dobânzile în scădere și bursa mai sus decât a început. Salutare, salutare! Iată-ne la un nou podcast săptămânal. Daniel Tutor este numele meu, mă știți deja de câțiva ani de când facem această activitate în YouTube. Azi l-am alături de mine la podcasturile noastre pe prietenul nostru Valentin Nedelcu. Salut, salut Daniel, bine v-am găsit. Bine ai venit. Valentin Nedelcu este cunoscut pentru inițiativa care face furor, pot să zic asta, nu? Da? Face furori în online pe zona educației financiare. Este probabil cel mai de succes proiect de educație financiară din România. Cu asta eu sunt foarte confident. Foarte sigur pe mine. Și că eu. Așa e, nu? Îl urmăresc pe Valentin dinainte să-l cunosc personal, face parte din, să zicem, tribul nostru de oameni interesați și pasionați de zona de educație financiară, nu numai imobiliare, ci din contră, toate clasele de active care aduc prosperitate celor care le folosesc. Așadar, să avem azi o discuție din mai multe arii, din mai multe unghiuri, pentru că Valentin are multe de împărtășit din zona investițiilor as a whole, așa generale, pe mai multe clase de active, dar evident, pentru că podcastul nostru este despre imobiliare, o să punctăm mai mult în această zonă. Valentin, ce facem în 2023? Investim sau nu? 2023, da, investim. Așa. Pentru că un investitor ar trebui să aibă tot timpul în minte ideea asta de a-și plasa banii undeva. Și 2023, din fericire, este un an care îți oferă destul de multe oportunități. Am avut un an 2022 în care inflația a fost foarte mare și în paralel cu treaba asta am avut o deflație la activele financiare. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că atât s-a întâmplat ceva foarte rar, odată la câteva zeci de ani se întâmplă acest lucru, și anume cele două mari clase de active financiare, titlurile de stat și acțiunile, s-au corectat împreună. De obicei ele evoluează invers, dar odată cresc unele și celelalte scad și invers. Ei bine, în 2022, din cauza inflației și mai mult din cauza efectului pe care inflația l-a avut asupra dobânzilor, adică creșterea dobânzilor, am avut un bear market care durează deja de 11-12 luni pe piața de acțiuni, adică o scădere pe piața de acțiuni din toată lumea, și în același timp avem un bear market, adică o piață în scădere prin care titlurile de stat s-au devalorizat, și acest bear market pe bonds, adică pe piața de titluri de stat, durează chiar de 2 ani. Da, adică am avut și 2021 un bear market acolo și 2022 și încă suntem, să zicem, la un moment care pare că pare un moment de cotitură, dar încă nu am ieșit din acel bear market. Deci avem oportunități pe piața financiară, atât pe acțiuni cât și pe obligațiuni. S&P 500, indicele bursei din SUA, a scăzut cu peste 20% anul trecut. Asta ne ținând cont de faptul că și dolarul a avut o inflație de undeva aproape 8% anul trecut. Da? Deci dacă adaugi 20% plus încă 8% înseamnă o scădere în termeni reali, nu nominal, de aproape 30%. La fel și în Europa am avut o scădere a indicelor bursieri, am avut și inflație de vreo 10% la euro, în România am avut inflație de 16%, bursa din România într-adevăr s-a corectat, dar nu foarte mult, a scăzut cu câteva procente doar, pentru că a avut în componența indicelui foarte multe companii de energie, petrol, gaze, electricitate, și astea au performat destul de bine. Așa că răspunsul este că da, 2023 este un an mai bun în care să investești decât mulți alți ani. Nu este cel mai bun, dar este un an care are câteva premize pozitive. Acum, trebuie să menționăm și faptul că investițiile în mod normal se fac având în minte un orizont de timp mai mare. Nu vorbim despre investițiile de pe azi pe mâine, pentru că alea nu sunt investiții, sunt speculații. Da? Investitorul, recunoști un investitor foarte simplu, este acel om care se gândește în cicluri. Da? Ca pe timpul comuniștilor, ciclul cincinat. Da? Noi ne gândim în cicluri tot în termen de, să zicem, 5 ani, 10 ani, rare ori ne gândim chiar pe, nu știu... Era o melodie, 5 ani, 10 ani, 15-20 de ani. 5 ani, 10 ani, 15-20 de ani, da. Dar întotdeauna ne gândim, ok, mai sunt, de exemplu, pe ciclu imobiliar, probabil mai sunt câți ani, nu știu, 4, 5, 6 ani din acest ciclu. La fel și bursier, da, ne gândim că, ok, avem un bear market care durează un an, în medie durează un an, da? Și cele mai lungi, să zicem că se întind pe 2 ani. Da? Și ce urmează după un bear market pe piața de acțiuni, de obicei urmează un bull market, adică o piață în creștere care poate să dureze 4 ani, 5 ani, 3, 4, 5, 6 ani. Da? Vorbim foarte mult de medii, dar așa gândesc investitorii, gândesc tot timpul în cicluri. Și atunci când spun că anul 2023 este un an foarte interesant de investit, mai bun decât majoritatea anilor, nu spun că acum în 2023 vei face profitul, ci spun că ai șanse mari ca ce plasezi în 2023 într-un orizont mediu de timp să producă profituri substanțiale. Ce înseamnă orizont mediu de timp? 3-5 ani. Excelent. Deci practic suntem încă pe bear market, dar estimezi tu că spre finalul ei, da? Pentru cei mai la început în investiții financiare, bear market înseamnă piața în scădere, bull market înseamnă piața în creștere, foarte pe scurt. Da? Tu estimezi că, de fapt, nu știi, poți să ai așa un educated guess că ne apropiem de finalul ei? Eu mi-am propus, când a început acest bear market, în prima parte a anului 2022, mi-am calculat că în medie un bear market durează, mi-am luat niște statistici, în medie durează, am găsit statistici care spun de 300 de zile, alte statistici care spun de 12 luni, deci undeva, hai să zicem, un an. Da? Statisticile sunt cumva pot să fie diferite pentru că măsori bear market-urile începând din când? Din anii 40, din anii 1900, din ultimii 40 de ani, deci în funcție de perioada pe care o ai, o iei în considerare și mai ales dacă iei perioada 29-33, când am avut Marea Depresiune economică, se schimbă acest medie. Da? Atunci chiar au fost, să zicem, două bear market-uri în perioada respectivă, 29-32, de fapt, care au fost destul de îndelungate. A fost o situație dramatică. Da, care a dus mai departe și la cunoscutul războiului mondial. Și în funcție de cum iei, cât de lung iei perioada pe care faci aceste medii, poți să ai, să zicem, un an sau 300 de zile sau 11 luni sau ceva de genul ăsta. Așa că eu am spus, ok, bear market-ul se apare destul de lent și a fost lent, da? Nu am avut corecții foarte bruște, ce am avut mai degrabă corecții, mici reveniri, după aia corecții și așa mai departe. Media este un an, eu îmi propun în mintea mea mă pregătesc pentru 2 ani de bear market, adică am dublat. Am zis că ok, acest bear market s-ar putea să fie mai lung, din ăla mai lung, dar nu atât de, zicem, violent. Și până acum așa s-a întâmplat. Și plasamentele pe care le-am făcut în 2022 le-am făcut pe ideea de, ok, când se termină acest bear market de 2 ani de zile. Așa că dacă mă întrebi, dacă suntem pe final, dacă luăm termenul de 2 ani de zile, înseamnă că ar mai trebui să dureze. Am trecut de, dar ce pot să spun este că probabil că am trecut de jumătate. Ceea ce pentru mine e totdeauna o veste bună, când am trecut de jumătatea durerii, să zic așa. Știi că e foarte interesant că noi ne dăm seama că durerea s-a terminat decât exact când s-a terminat. Adică nu putem să estimăm, dacă nu avem suficientă educație financiară și learning continuu, că ne apropiem de finalul ei. Însă după ce s-a terminat durerea, vom fi dorit că să fim investit atunci când încă durea. Știi? Da, și ieșim dintr-un bear market atunci când avem o creștere de 20% față de minime. Adică când am ieșit din bear market și s-a confirmat, deja ai pierdut... S-a pierdut un trend bun. Poți să continui să investești. Poți să continui, dar ai pierdut un trend destul de important, vorbim de 20%. Aici de acțiuni și obligațiuni. Unde sunt imobiliarele în acest scenariu, să zicem, mai larg, la care tu ai făcut referire? Vorbim de imobiliare din România pentru că aici, zicem, cum o pricep, în afară, nu știu, în Europa de vest sau ceva de genul ăsta. Poți să spui că România este undeva pe medie în Europa în față, adică sunt și zone în care imobiliarele s-au corectat, se corectează, cum de exemplu Suedia și cum foarte probabil Cehia va fi, chiar citeam ieri un articol pe subiectul ăsta, și sunt și piețe care cresc continuare. Da, în vest. Super. România este cam pe mine, adică crește în continuare, dar crește puțin. Am văzut că și în SUA la fel ai unele zone în care sunt corecții, alte zone însă n-au nicio problemă. Da. Bun, în România, unde suntem pe imobiliare, când vorbesc de România mă refer strict la București, Cluj și încă vreo 2-3 orașe mari. Da, pentru mine, din păcate sau din fericire pentru cei care ne ascultă, nu prea iau în considerare alte orașe decât cele foarte, foarte mari. Am o virgulă aici, știi că ai fi surprins cât de bine încep să meargă și orașele imediat următoare după primele 6. Știi, incluzând București, adică... Eu te cred, dar nu... Dar probabil că nu e filonul tău, nu e zona ta în care ai investit și atunci... Și nici nu o cunoști, e mai natural să lucrezi, să te uiți la primele 6, pentru că acolo ai și date. Corect, e normal să fie. Da, ca și investitor, întotdeauna timpul tău și energia ta și resursele tale sunt limitate. Eu sunt economist de profesie și economia înseamnă să faci maximum din resursele pe care le ai. Corect. Da? Așa că atenția mea nu poate fi răspândită în prea multe arii, așa că unele arii sunt efectiv, nu știu, nu mă interesează, pot să fie super oportunități acolo, dar nu merită poate pentru mine efortul să descoper că, nu știu, Oradea e foarte interesantă pentru mine, că eu nu m-aș duce niciodată. N-a venit cu Oradenia. Am zis, nu, că știu că e un oraș foarte frumos, vibrant, da, și foarte vibrant, imobiliar este foarte vibrant, dar pentru mine nu n-ar fi oportunitate, pot să am randament de 10% la închiriere acolo, pentru că e departe, nu mă interesează, mi-e greu să gestionez. Da? Dar pentru tine, da, tu care ai o viziune de ansamblu, într-adevăr, primele 6 orașe și după aia următoarele nu știu câte, da, sunt lucruri de interes. Cum văd piața imobiliară din România? Ei bine, avem o perioadă de mică corecție și asta am uitat pe grafice, undeva maxim a fost vara trecută, dar de atunci și până acum nu avem o corecție în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă o ajustare. Da? Avem în 2023 o scădere masivă a numărului de tranzacții. 2022. Nu, în 2023, față de 2022. Adică începutul de an, adică primele 2 luni, te referi, da? Okay. Ianuarie, februarie. Da? Ceea ce este cumva explicabil pentru că s-a schimbat legislația cu privire la TVA. Da? Și te referi în primul rând la noile tranzacții, adică la precontracte, care este greu să le estimezi când nu există date oficiale. Impozitarea la câștigul din vânzarea apartamentelor, deci cumva și efectul pe apartamentele vechi a existat, plus multe modificări pe partea de chirii, deci au existat multe modificări legislative prin care cumva multe tranzacții s-au finalizat la sfârșitul lui 2022. Acum, în 2023, este normal să avem o scădere destul de mare a numărului de tranzacții, pentru că avem o nouă legislație care rămâne, da? Nu mai ne grăbește nimeni să încheiem până în 31 decembrie. Exact. De asemenea, avem o creditare mult mai scumpă, da? Și azi este normal ca numărul de tranzacții să scadă. Și un al treilea motiv ar fi faptul că avem o concurență puternică pentru imobiliare în acest moment, și anume depozitele bancare. Da? Da. În mod normal, investitorii sofisticați se duc peste tot unde există oportunități și, cum spuneam mai devreme, există o arie de interes. Pentru mine, ariile de interes sunt bursă, acțiuni, titluri de stat și imobiliare. Da, imobiliare din București, să zicem că aici cunosc mai bine și mi-e mai ușor să gestionez. Ei bine, un investitor mai puțin sofisticat nu are atât de multe variante și are de obicei cele două mari investiții ale românilor pe care le cunoaște foarte bine, și anume depozitele bancare și imobiliarele. Da? Câtă vreme tu ai o concurență puternică din partea depozitelor, mă uitam, sunt bănci mai micuțe care oferă și gen 9% în RON, 90%. Bine, TBI Bank, care e din Bulgaria și, mă rog, nu dau acum sfaturi de investiții, dar trebuie să cercetezi un pic cât de sigur sunt banii acolo, dar și băncile mari oferă dobânzi destul de atractive. Ei bine, concurența asta într-adevăr suge din potențialul, să zicem, din preferința investitorilor de a investi în imobiliare, câtă vreme tu ai 7% fără bătăi de cap din depozite, da? Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă sunt investitori sau cei care își cumpără pentru ei și vor credit, iarăși la o dobândă de 7-8% parcă te mai gândești. Da. După aia mai e și partea asta de, da, se prăbușesc prețurile, bine, e o poveste în fiecare an că se prăbușesc prețurile și mai sunt unii care sunt foarte, să le zic, optimiști sau pesimiști, nu știu cum să le zic, care încă așteaptă să scadă imobiliarele cu 25, 30, 40% ca să cumpere ei, că ăla e prețul corect. Deci sunt mai mulți factori care au scăzut numărul de tranzacții din România, tranzacții imobiliare. Pe de altă parte, prețurile au scăzut foarte, foarte puțin, să zicem câteva procente, mai mult o ajustare decât o scădere. A fost 1,8% pe medie finalul anului trecut. Da. Și dacă te uiți și la depozitele populației, o să vezi că aceste depozite, apropo de concurență, ele cresc în continuare, că adică avem inflație, da, și inflația a absorbit foarte mult din excesul de bani din piață, din gospodării. Și cu toate astea, depozitele, eu mă așteptam la un moment dat să scadă, depozitele cresc de la lună la lună. Dacă te uiți la depozitele populației, cresc cam cu 1 miliard de lei, de RON, în fiecare lună, 1-2 miliarde. Inclusiv din decembrie până în ianuarie, da? Noiembrie până în ianuarie, iarăși, noiembrie până în decembrie, după aia decembrie, ianuarie, o să apară și cifrele pe februarie, dar sunt aproape sigur că o să crească în continuare depozitele. Da, deci clar că și partea de depozite atrage o parte din banii care nu se mai duc neapărat acum în imobiliare. Asta ar fi, să zicem, o mică explicație de ce imobiliarele sunt de câteva luni într-o relativă stagnare, ca și prețul. Da, o întrebare foarte interesantă pe care am văzut-o sub diverse forme, pe diverse canale și în comentarii, inclusiv la unele dintre videourile noastre, este dacă realmente este un cadru în care imobiliarele se pot prăbuși. Prin prăbușire, noi înțelegem, sau eu înțeleg, o corecție de minim 30%. Cam cum a fost 2008, cum a fost 2009-2010. Deci a fost 45%. Atunci a fost o prăbușire. Eu așa o văd. O corecție o văd la peste 10%. Între 10 și 30 este corecție. La peste 30 este deja prăbușire. Dacă se cotează cu 30%, înseamnă că deja are niște fundamente așa, nu foarte solide. S-a schimbat ceva fundamental. Care este răspunsul la această întrebare? Imobiliarele se prăbușesc? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? S-ar putea prăbuși, poate, din cauza unui dezastru natural sau dezastru provocat de om, nu știu, război, invazie, lucruri de genul ăsta. Altfel, economic vorbind, nu prea are niciun sens să se prăbușească cu 30%. Da. Adică noi avem impresia că noi o ducem rău, România, dar nu o ducem rău, o ducem bine, mai bine decât câteva multe miliarde de oameni. Să încerc să spun și eu de câțiva ani în podcasturi, dar puțini oameni înțeleg. O ducem relativ bine și dacă vorbim, cum spuneam, eu mă refer mai ales la marile orașe. În marile orașe, tu ai spus 6, eu am spus, să zicem, vreo 3-4. Marile orașe, doar dacă nu vrei, nu faci bani. Deci trebuie să nu vrei să faci bani și să nu faci bani. Altfel, dacă muncești și ești serios, este o mare nevoie în România de orice prestator de muncă, servicii, whatever, care să fie serios și să aibă un preț corect. E mare, orice bătător de cuie. Dacă găsești unul muncitor care bate cuie și vine la timp și își face treaba și nu te fură, nu trage mâța de coadă și îți cere un preț decent, nu ieftin, da? Să fie omenesc, o să câștige mult. O să-l ceară toată lumea. Da? O să-i dai și sume extra, numai să vină. Gândiți-vă și proiecte separate. Dacă ați găsit un instalator bun, păi nu-l recomandați la toată lumea și care îți ia, să zicem, bani buni, dar nu vine și te rupe în două când îți cere, ți-am schimbat un bec 5 milioane. Da? Am găsit un instalator bun de curând. Dar nu zic. Dar, în mod normal îl dai peste tot, dar dacă ai tu nevoie de el foarte mult, nu zici. Pentru prieteni apropiați, for the fair price. doar pentru prieteni apropiați. Da, deci asta e, în orașele mari e nevoie de multe servicii, multă muncă, sunt nevoi foarte multe care trebuie satisfăcute. Și din păcate, aceste nevoi sunt satisfăcute astăzi de două categorii de prestatori. Mă refer și la prestatori de muncă, da? Adică efectiv oameni care muncesc. Cei care își fac treaba bine și câștigă bine și ceilalți care sunt puși acolo pentru că nu există altceva. Da, adică nu, ai nevoie de 10 angajați buni, zicem că 3 sunt buni și restul trebuie să-i ocupi cu ceva, nu? Și bineînțeles că pe aia 3 îi plătești mai bine și restul trebuie să iasă la număr că cineva trebuie să fie și acolo. E, gândiți-vă că dacă tu devii unul dintre cei buni, da, care fac treaba bine, toată lumea o să te vrea și cerere mare, ofertă puțină înseamnă preț mare, adică câștigi mai mulți bani. Da. De asta zic că ok, în România chiar nu se trăiește chiar rău și există oportunități foarte multe. Eu spun de foarte multe ori că este o discrepanță între realitatea economică și potențialul de creștere mai departe, deci chestiuni pragmatice, cifre, date și așa mai departe, și estimarea psihologică a oamenilor despre această realitate. Da. Am senzația că economia României și România a crescut, este partea UE, deja este la masa bogaților, da? Da. Pe de-o parte, deci statul as a whole sau noi ca entitate generală, ca popor, știi? Dar oamenii au rămas cu mintea un pic în urmă, așa, adică încă, nu cu mintea, cu 15 ani în urmă. Că 15 ani în urmă, așa, 15, nu, poate 20 nu, dar 15 da. 15, adică noi încă ne vedem acolo, dar nu mai suntem acolo. Da, adică eu mă uitam, de exemplu, încă sunt oameni care vor să ducă la muncă în Germania, știi, muncă de asta, muncitor. Și mă gândeam, poftim? Adică de ce? Da, pentru că nu-și fac niște calcule reale, se duc, ok, câștig mai bine în Germania, că încă se câștigă mai bine în Germania, nu cu mult, dar se câștigă mai bine, dar nu pun în calcul și costul vieții acolo. Am problema asta și la mine în familie, am părinții românici care locuiesc în Bavaria, fix în Germania. Ei fiind sași, mă rog, se trag într-o familie de sași la bază și au plecat pe principiul ăsta, că unde să câștigi în România, cât câștigi în Germania. Corect. Deocamdată nu suntem acolo. Germania este powerhouse-ul Europei, este pe locul 4 ca economie în lume. Cam e greu să ajungem așa de repede. Dar nici nu e locul nostru să ajungem la nivelul Germaniei. Nu e acum. Totuși. Probabil că la un moment dat va fi UE mai important decât Germania, România, Polonia, așa mai departe, fiecare luată în individualitatea ei. Între timp însă au văzut că totuși nu e chiar așa simplu. Câștigă mai bine, într-adevăr, dar costul chiriei, costul vieții, niște lucruri nu sunt chiar la îndemână. Într-adevăr, ei totuși simt că trăiesc mai bine pentru că circulă mai mulți bani prin mâinile lor și au cumva o viață mai bună. Dar sunt convins că dacă și-ar schimba un pic percepția asupra zonei în care locuim, în care ne-am născut și trăim noi, ar putea găsi oportunități, cum spui tu, destul de reale. Știi? Da, sigur, adică eu înțeleg perfect atunci când te muți într-un loc pentru lifestyle, da? Pentru, nu știu, școlile copiilor, educația copiilor, pentru, nu știu, să schimbi mediul social, habar n-am. Dar astăzi, efectiv, pentru partea de bani, nu înțeleg de ce ai face migrația asta economică. Pentru că suntem în era online-ului, sunt atâția care câștigă bani direct din Statele Unite sau din nu știu ce țări, zeci de mii de dolari pe lună. Sunt excepții, dar sunt și oameni normali, nu trebuie să fie genii sau ceva de genul ăsta, care lucrează la corporații, lucrează ca freelancer și câștigă foarte bine. Ai și avantajul de taxare în România, ai și acea mare chestie că românii sunt proprietari în proporție de nu știu câte zeci, 94%. Asta înseamnă că nu plătești chirie, dacă te duci în altă parte plătești chirie. Deci uite cum îți mai apar niște sute de euro în plus la costuri. Deci sunt multe avantaje. Ok, vrei să te muți ca să fii mai cald și frumos în Tenerife sau ceva, go for it, știi, dar nu mai înțeleg, asta o înțeleg perfect. Te muți în Mauritius că e frumos și ecuatorial și, mă rog, că e tropicală, nu ecuatorială. Și îți place acolo, înțeleg, dar mai înțeleg migrația neapărat economică. Acum, dacă tu te-ai născut în Vaslui, într-un sat, Vaslui nu e sat, e oraș, să nu supărăm pe Vaslui. În județul Vaslui. În județul Vaslui, ok. Sunt Vaslui într-un sat. Adică în județul Vaslui. Poți să fie județul Călăraș. Da? Normal că dacă vrei să câștigi mai bine, nu o să vină în satul tău investitorul să-ți facă fabrică și uzină. Da? Te muți un pic, că nu ești copac. Da? Te muți, te duci spre Brașov, spre București, spre Iași, spre Cluj, Bacău, spre Suceava. Exact, exact. Dar nu trebuie neapărat să te mai duci până în, nu știu, Marea Britanie sau Germania. Dar tot trebuie să te muți un pic. Asta este natural. Întorcându-mă la întrebarea de bază. Deci tu spui că nu există fundamente economice pentru o prăbușire în imobiliare. Nu, eu nu văd, dar nu că aș fi mama Omida sau ceva. Ți-am zis că pot să apară tot timpul dezastre naturale sau făcute de om, mari cu tremure. Vorbeam perspective economice, deci geopolitice, economic nu naturale. Nu văd cum, adică stăm la care este indicele de accesibilitate a imobiliarelor. Acum, în București era vreo 7. Depinde cum calculezi, că sunt metode de calcul. Noi calculăm salariul mediu pe economie pe București raportat la prețul mediu. Nu, scuze, prețul mediu raportat la salariu. Da. Și atunci îți dă undeva la 1,6. 1,6. Da. Adică 7. Da, 7 ani de salariu mediu, da, ca să-ți iei, nu mai știu ce, 2 camere sau era. 2 camere, 55 de metri pătrați utili. Da. Da. Ok, deci și cel cu salariu mediu raportat la metru pătrat împărțit la salariu mediu este cât? 1,4. Este 1,6 în București, este 2,4 în Cluj sau 2,5 în Cluj și este pe medie 2,1 în România. Și deci Bucureștiul e cel mai ieftin decât celelalte orașe. Bucureștiul e cel mai accesibil. Nu e cel mai ieftin, este cel mai accesibil. Pentru că raportezi relativ la salariul mediu pe economie, care e mai mare în București. Corect. Și în UE care ar fi o medie? Depinde de la țară la țară. Cehia este mai sus, au crescut mai mult prețul acolo, Suedia a fost mai sus, nu întâmplător astea 2 țări scad acum, au niște corecții potențiale sau existente deja. Polonia cred că se duce spre 3, da, acum, și mă rog, e un top. Bulgaria cred că e cam ca noi. Bulgaria este cam ca noi, da, pentru că la salariul mediu este mai mic, da, cred că e un pic chiar mai ieftină Bulgaria. O să scoatem noi în primăvara asta un raport fix pe subiectul ăsta în care o să comparăm atât capitale europene cât și statele luate per se. Da, ok, bun, atunci dacă ar fi să se prăbușească din punct de vedere, mă rog, din motive economice imobiliare, ar trebui să ai o motivație, da? Și motivația ar trebui să vină în special din scăderea salariilor. Dar dacă tu deja ești ieftin raportat la salarii, scad salariile cu 20%, în mod normal imobiliarele n-ar trebui să scadă cu 20%, ar trebui să scadă cu mai puțin. Da? Mai ales pentru că ai depozite destul de mari. Avem 300 și ceva de miliarde de lei în depozite, depozitele gospodăriilor. Da? Atunci când vorbim de imobiliare, nu trebuie să... Mi se pare un nonsens să vorbești de povestea aia cu salariul median și salariul mediu. Pentru că România se află pe un proces de concentrare a imobiliarelor. Dar noi suntem mulți proprietari acum, dar pe măsură ce o să treacă timpul, o să se concentreze aceste proprietăți. De ce? Pentru că unii sunt furnici, alții sunt mai greieri. Da? Și acești mici investitori imobiliari o să devină medii și o să devină mai mari și o să mai vină și corporații și fonduri de investiții care asta vor face, vor aduna imobiliarele. Așa că trebuie să te uiți mai mult la potențialul, mai ales al rezidenților. Da, e ăla care poate să cumpere 100. Deci nu te interesează că salariul median e mic. Te interesează ăla care poate să cumpere 100 pentru că are bani în bancă. Și câți de ăștia sunt și câte miliarde sunt acolo stocate. Da? Poate să fie salariul median mai mic. El a scăzut prețul cu 10-15%, găsește oportunitatea, a cumpărat 100. Altul a mai cumpărat 100 și tot așa. Da. Da. Deci plus că se dezvoltă și o zonă de business. Am văzut în ultima vreme între dezvoltatorii care noi lucrăm sau care le cunoaștem foarte bine, acel private rented sector sau pe românești ar fi zona în care dezvolți pentru a închiria. Acum cred că peste 90%, pot să spun chiar aproape 100% din totalul dezvoltărilor se fac pentru a le vinde. Pentru a face rulaj. Pentru a face rulaj, da? Deci, practic, este un business per se. Investești, iei finanțare, scoți un profit. Se și potrivește ciclului economic în care ne aflăm, ciclul imobiliar în care ne aflăm. Se potrivește exact etape în care ne aflăm acum pe ciclu, da? Dar în Polonia, de exemplu, care este o țară către care să spunem că noi ne uităm, da? Ar fi ideal să ajungem vreodată măcar Polonia, Germania, să zicem că e departe. Dar Polonia am putea. Da. Între timp Polonia sigur mai crește, dar avem șanse să luăm ce au făcut ei bine. În Polonia acest PRS, Private Rented Sector, este tot mai în vogă. Adică dezvoltatori care vin și spun nu mai fac 200 de apartamente pentru a le vinde, fac 200 de apartamente pentru a le închiria. Într-adevăr, te ajută și legislația acolo, că nu te obligă, din cunoștințe mele, la același număr de parcări, pentru că cei care stau în chirie nu neapărat au o mașină. Asta e o chestie foarte interesantă. În România, ce puțin în București, de exemplu, te obligă la un loc de parcare per apartament sau două dacă depășești 100 de metri pătrați util. Și pe lângă asta mai ești 20% suplimentar pentru vizitatori, știi? Într-un cadru legal corect, ca să favorizezi aceste PRS-uri, ar trebui numărul de parcări să fie redus pentru astfel de dezvoltări, pentru că cei care stau în chirie de regulă stau aproape de un metrou sau stau aproape de ceva unde să fie transportul foarte rapid și nu mai au nevoie de loc de parcare. Și atunci costul ăla cu parcarea, cu subsolul casei, care este foarte mare în totalul economiei unui proiect imobiliar, se dă la o parte, că nu mai trebuie să mai faci parcare dacă ar fi o legislație în sensul ăsta. Și atunci ai putea să vii cu locuințe mai affordable pentru oameni și scoase la o chirie, să zicem, poate mai ajustată puțin față de momentul actual și a face și sens și economic pentru investitori. În România nu există această facilitate legislativă. Și pe de altă parte, Polonia stă mai bine la finanțări pe termen lung ale companiilor. În România e greu să obții o finanțare pe termen lung și foarte lung. Companii se duc așa pe 10-15 ani maxim, rar găsești peste. Ca să poți face un business din zona asta din chirie, de să dezvolți pentru a închiria, să bei ca minim 20-25 de ani. Corect. Ideal ar fi chiar 30, poate și mai mult. Dar vezi tu, noi n-ai avut așa o istorie economică pe multe decade, am avut doar 3 decade până acum. Este greu ca băncile și BNR-ul să poată să vină cu astfel de facilitate fiscală sau la fel de schimbare, știi? Da, foarte rapid. Cred că oricum și la noi în câțiva ani cred că o să avem din ce mai mulți dezvoltatori care vor lăsa spre închiriere o parte din ce construiesc. Nu cred că tot, dar măcar o parte. Să fie main business pentru ei, dar măcar secondary. O parte dar ar fi interesant să ai proiecte întregi, pentru că în momentul în care tu le-ai făcut spre a fi închiriate, ele practic sunt un asset. Pe care mai departe pot vinde ca activ către un fond de investiții, cum spuneai tu, în care arăți, bă, uite, am acest proiect cu 500 de apartamente, toate închiriate, cu, nu știu, 90% grad de închiriere, astea sunt veniturile, asta e randamentul, ce zici, te bagi? Corect. Should work pentru un pension fund, pentru fond de pensii, pentru ceva care vrea astfel de unități. Care volume, adică nu cumpără 2-3, cumpără 1000 sau exact, 5000 sau ceva, sau 500. Și vezi tu, astfel de investitori încă nu există în piață, sunt doar la capitolul ar vrea să facă, pentru că deocamdată nu ajută, cum spunem, legislația și partea de creditare, dar la un moment dat când îi va ajuta, gândește cum se naște o nouă piață, pe fondul a unei piețe deja care, din toate datele noastre, arată că nu este nici pe departe saturată, adică cererea există potențială și reală multă. Dar avem de înlocuit foarte mult, adică cam aproape tot cât este stocul de apartamente vechi din total apartamente într-un oraș ca București. Aproape 95%. 95%, dintre care cât 40% e înainte de 77%. Asta înseamnă cât 500.000 de apartamente, habar la nu știu cât. Este enorm. Niște sute de mii de apartamente, Cât o să mai dureze? Adică dacă ne proiectăm peste 20 de ani, 2050, cât o să mai dureze treaba asta? 20 de ani, 2040. Cât o să mai dureze? Adică cât o să mai stăm în apartamente din anii 62? Până la urmă le consolidezi, până la urmă nu trebuie să le și înlocuiești. Deja se fac pași în a-i motiva pe oameni să facă să iau decizii în acest sens. Nu știu dacă ai auzit de curând să o lege, am auzit. Că n-ai voie să mai închiriezi în clădiri cu risc seismic de gradul 1. Era dată deja o lege că n-aveai voie să închiriezi comercial, dacă n-ai voie să închiriezi nici rezidențial. Și asta va face probabil era mulți. Și un model de mică speculă, de mic business aici, că erau randamentele foarte mari. Erau foarte mari, exact. Și Airbnb și așa și dureros. Dar alea cu buline sunt din perioada interbelică, sunt și mai vechi, nu? Sau în general sunt înainte de anii 40, dar nu știu, ar fi de verificat dacă există și după. În orice caz, ok, poate nu avea risc seismic, o cred din anii 60, că acum... Nu cred că are. Asta zic că suntem un pic, alea-s puține, alea din perioada interbelică. Și deja vedem semne că trebuie înlocuite, adică prin legislație. Dar dacă ne proiectăm 20 de ani după anii 40, ajungem în anii 60, nu-i așa? Exact. Și noi, dacă ne proiectăm de astăzi pe 20 de ani prin 2040 și ceva, putem să ne gândim la astea din anii 60, care sunt destul de multe. Ok, ce o să se întâmple atunci? Da. Exact. Și după ce, astea sunt niște zeci de procente din total stoc de de aici aveam să ajung și eu. Și plus întreținerea lor devine din ce în ce mai costisitoare pe măsură ce anii trec. Și poate că mai benefic ar fi pentru ceva care cumpără, mai degrabă să se finanțeze pentru un imobil mai nou, nu neapărat nou dacă bugetul nu-i permite, dar mai nou, decât să ia unul din acesta foarte vechi și să bage bani în el, în condițiile în care el ar putea cel mult să schimbe doar la el în apartament, nu se poate să schimbe tot în tot blocul, instalații și tot și așa mai departe. Tu știi că ai trecut prin astfel de experiență la un moment dat, nu neapărat cu blocul din 60, dar ai trecut cu schimbat finisaje și... Da, am un singur apartament mai din anii 70 ceva, mai vechiuț. Da, îl faci, arată bine, e încă destul, nu este în aria respectivă din anii 60, e din 70 și ceva, dar no, diferența este mare între unul din 2020 și unul din 70. Bun, haideți să ne ducem din nou către perspectiva mare, da? Facem așa un joc, mergem de la mare la mic, după aia înapoi la mare și pe aia întoarcem la mic. Și aș vrea să intrăm puțin în zona în care îi ajutăm pe oameni să ia decizii de investiții în acest an. Pentru că anul ăsta, pot să spun din experiența noastră, da, lucrăm pe multe proiecte, sunt implicați inclusiv în afara Bucureștiului, în Sinaia, urmează să începem și în Iași și foarte probabil și în Bacău. Și întâmpinăm reticența din partea multor oameni care poate acum un an ar fi dorit cu toată credința lor să investească, știi? Reticența n-a face un pas spunând că lasă că este bine să aștepți, că acum e bine să ții banii, cum spuneai tu, în depozite, știi? Spuneam, e concurență mare. E concurență mare pe zona asta. Totuși, eu știu perspectiva mea despre depozite, cu excepția, să zicem, pernei de bază pe care cu toții ar trebui să o avem, este că ținem banii în depozite, nu faci decât să crești profiturile băncilor. Eu tot timpul eu cred cu tărie chestia asta și de fapt s-a și văzut, s-a scos de curând cifrele, mi se pare că au avut 2 miliarde de euro profitul maxim în istoria României. Da, băncile fac o grămadă de bani în perioada asta pentru că au, din păcate, educația financiară din România este atât de slabă încât oamenii nici măcar în depozite nu știu să investească. Adică oamenii țin banii în contul curent sau în contul de economii care îți plătește, nu știu, 2-3%, 4% sau își fac depozite pe termen foarte scurt, de o lună, care au dobânzi mai mici decât cele de pe 3 luni sau pe 6 luni. Deci nu știu nici măcar adică majoritatea banilor ălora din depozitele gospodărilor nu sunt în depozite bancare, sunt overnight, cred că mai mult de jumate. Adică banii în contul curent, care efectiv își iau inflația direct în piept. Da. Deci, până la urmă, și la depozite trebuie să ai un pic de knowledge. Ce vreau să le spun celor care ezită în a investi în acțiuni, da, sau în imobiliare pentru că au depozite. Vreau să le spun așa, partea de fixed income e bună pentru ce ai spus tu, pentru partea de safety, da, fondul de siguranță, și mai este bună câteodată tactic. Ce înseamnă tactic? Înseamnă să profiți de niște dobânzi mari astăzi, dar pentru a le fixa pe următorii câțiva ani. Da? Cum ar fi titlurile de stat pe 3 ani sau 5 ani. Da, de exemplu, Fidelis pe 3 ani în RON cu 8%, ok, ți-ai fixat dobânda mare pe următorii 3 ani. Dar altfel, dacă tu stai pe depozite, o să te bucuri puțin timp, da? Că la un moment dat, dacă ai depozită pe o lună, 2, 3, da? Eu cred că în a doua parte a anului depozitele vor începe să scadă ca dobândă și o să primești de ce în ce mai puțin și te-ai bucurat foarte puțin și ai câștigat de fapt mai nimic pe o lună, 2, 3. Exact. Nu ai câștigat mare lucru. Deja dacă vorbim de titluri de stat, acolo deja vorbim de un investitor care totuși a mai făcut un pas extra, adică are 3 instrumente pe care le cunoaște. Imobiliarele și depozitele pe care le cunoaște tot românul, da, și titlul de stat. După aia mai vorbim și de acțiuni, da, după aia mai vorbim și de alte concepte în imobiliare un pic mai complexe, de exemplu, să dai un avans astăzi pentru ceva ce se construiește și o să fie gata peste 2 ani. Deja acolo nu blochezi o sumă foarte mare, dai un cât 5%, 10% avans. Da, mă rog, nu neapărat 5% că nu prea se mai practică acest avans, dar poți să mergi pe un 10%, pe un 15%, pe 20% și dacă mizezi pe o creștere a pieței în 2 ani, ani, deci nu mai vorbim doar de una, vorbim cam de 18-24 de luni, de să zicem 10-15%, înseamnă că practic tu ai făcut brut, să zic, fără să-i încalcul taxe și comisioane și mai departe, 100% la câștigul tău, la avansul tău, la capitalul tău. Știi? Două dintre investițiile cele mai profitabile imobiliare pe care le-am făcut în ultimii ani au fost chiar în perioada de corecție din pandemie, când minimul a fost în august. A fost tot așa o corecție de 6-7%. Pe termen scurt, da. Pe termen scurt. Ei, și augustul, mă uitam pe grafic, augustul a fost minimum și atunci am contractat două apartamente care ar fi gata într-un an, doi. Unul într-un an și ceva, celălalt în 2 ani. Da? Și creșterea la suma totală, eu n-am dat total, am dat un avans. Da. Da? A fost undeva la 30-40%. Și tu, dacă o calculezi la avans, de fapt a fost mai mult decât o dublare, mai mult decât o dublare a banilor. Da. Dar la un moment dat trebuie să se asumi și un risc, adică poți să fii îngrijorat și să-ți păstrezi o pernă de cash cu depozite, da, ok, este safety pentru oportunități viitoare sau probleme viitoare, dar în același timp nu oprim partea de investiții acolo unde are sens, da? Că poate în imobiliare unele zone au sens. Altele poate nu au. De exemplu, dacă mă întreb pe mine, neapărat, nu știu dacă ai proiecte în Cluj sau ceva, eu în Cluj, de exemplu, nu aș fi foarte tentat să intru în ceva la 2400 prețul mediu. Adică nu ar avea sens pentru mine, 2400, like, what the fuck. E mult mai scump decât București, mult mai scump decât Timișoara și ok, oamenii ce acolo câștigă 5.000 de euro pe lună sau care e fața. Nu o să protejez Clujul pentru că nu e scopul meu ăsta, dar să știi că faptul că Clujul este mai scump decât Bucureștiul pe medie nu este dat neapărat unui preț, să zicem, total mediu al zonei metropolitane a Clujului mai mare decât București, ci este pe un principiu geografic și administrativ. Cu dealurile alea nu ai unde să construiești sau care e? Geografic, Clujul se întinde adevăr într-o vale, într-o depresiune care e margintă, cred că, pe 3 părți. Doar pe una este deschisă către aeroport, dar acolo încă nu e dezvoltat complet ca infrastructură ca să poată să dezvolte orașul. Și doi, acele unități administrativ-teritoriale, care practic împart, să zicem, fondul funciar al României în zone care sunt administrate de o primărie sau de alta. În cazul Clujului este mult mai mică decât Bucureștiul și nu include suburbii majore. De exemplu, care de fapt sunt în Cluj, dar sunt, exact, nu știu, localitatea altceva. Da, ai Florești și Baciu, care sunt clar ieftine, sunt mult mai ieftine decât locații din jurul Bucureștiului, care aduce media pe Cluj în jos, da? Okay. Dar ele nu țin de Cluj administrativ-teritorial și atunci pe media orașului Cluj nu se luate în calcul. București, în schimb, include Berceni, include Militari, care sunt cartele cel mai ieftine din, mă rog, include și Rahova și Ferenta și mai departe, cartele care sunt mai ieftine în București și asta dau media în jos. Dacă compari vârfurile din București cu vârfurile din Cluj, o să fii surprins, mă rog, poate nu, București este mult mai scump. Da, ok. Da. Uite, dar deci înseamnă să știi ceva în detaliu versus, mă rog, să fii auzit tu că în Cluj e scump. Și atunci neapărat corect să spui nu aș investi în Cluj pentru că e 2400 de euro pe medie mai mult decât în București, ci mai degrabă să te uiți în ce ai putea să investești în Cluj ca produs. Produsul ăsta și îl compar cu un produs similar din București sau alte orașe și vezi dacă într-adevăr este corect. Și atunci o să vezi dacă e bine sau nu e bine. Estimarea mea că într-adevăr București o să bată pentru că e... Pe anumite zone care nu sunt neapărat high-end, adică să zicem vârfurile, în momentul de față este mai sustenabil economic. Sunt și salarii medii mai mari în București și e și de servit de infrastructură mai bine, ce puțin acum. Are și Cluj multe proiecte care o să crească mult fața orașului, dar Bucureștiul pare că să fie campion și la salariu mediu și la capitolul infrastructură și la capitolul proiecte încă sau produse imobiliare încă echilibrate economic, sustenabile, știi? Adică tu vorbești de acea pătură de imobiliare medie. Adică nu high-end, premium, ultra-premium, bla, 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 dar nici la periferie lângă porumb. Da, noi numim medie pentru că e greu de estimat ce înseamnă mediu sau ce nu înseamnă mediu. Noi o numim cumva, să zicem, upper medium earning individuals, ar fi în engleză. Da? Și noi nu am găsit neapărat o terminologie în română, ar putea spui pătura mediu plus sau o categorie de professional sau de oameni care sunt într-o zonă, să zicem, de venituri peste medie. Dacă vrei să spui tu mediu plus, dacă vrei să spui doar mediu, e o opinie. Da. Freelanceri. Freelancer, corporatiști, antreprenori, middle manageri, top manageri, de ce nu, pe companii mai mici, care ar putea să intre în zona încă de mediu plus. Eu știu diversi oameni angrenați în proiecte cu zone care plătesc bine, de exemplu alte state din lume sau guverne sau eu știu ce, industrii foarte bine plătite, știi? Foarte interesant. Da. Foarte interesantă explicația pe care mi-ai dat-o și mă gândeam un pic, apropo de locurile în care investesc pe imobiliare. Eu de fapt am doar o singură zonă în care investesc și anume în sectorul 6, o parte din sectorul 6. Da, e o zonă care, să zicem, de la zona între, să zicem, de la Gorjului în sus până la Politehnica, și pe partea de Drumul Taberei și pe partea de Grozăvești, dar e ca un fel de evantai până în Cotrocești, Cotroceni până maximum până în Gorjului. Și aia e tot. Dar de ce? Pentru că pe aia o cunosc foarte bine. Dacă îmi spui de Berceni, am fost și eu pe acolo, dar nu aș investi pentru că nu o cunosc atât de bine și cred că aici este și o lecție foarte importantă pentru cei care investesc. Investiți acolo unde știți voi foarte bine, nu că ați auzit, zicem, nu știu, că în Dubai e foarte interesant, da, că poate chiar e sau nu e, sau cum am auzit eu că în Cluj e foarte scump și tu mi explici că stai așa, că administrativ, teritorial. Și eu pot să spun că da, că am fost doar în vizită pe acolo de câteva ori și m-am plimbat un plimb prin oraș, adică nu știu un detaliu. Da, da, este un sfat foarte bun. Pentru imobiliare, spre deosebire de acțiune, aici pierd un pic imobiliarele, într-adevăr, faptul că dacă nu le poți manageria bine, mai bine să nu te bagi. Și să cunoști specificul zonei. Asta cu cunoscutul poți să mai rezolvi dacă ai niște consultanți foarte buni. Sau dacă scrii unor oameni care stăpânesc. De exemplu, dacă scrii pe canalul Daniel Tutor sau dacă scrii pe Știința Banilor. Da. Dacă scrii cui cunoaște, poți da niște informații la care altfel poate n-ai avea acces. De exemplu, dacă vrei să mergi către o strategie de tipul pre-sales, că ai spus de ea, adică plătești un avans și închizi la final, fie din capital propriu, fie într-o finanțare, într-un credit. Da? Da. E posibil poate să nu găsești randamente mai bune pe evantaiul ăsta al tău, pentru că acolo este un volum mare de unități și rata de capitalizare, rata de creștere a proprietăților este mai mică, da? Pentru că nu este o zonă cu impact major, cu proiecte majore de infrastructură care să aducă impact major economic, știi? În schimb, ai putea să auzi de un proiect într-o zonă la fel foarte bine servită de metrou sau cu o zonă de business în apropiere sau cu, eu știu, niște școli foarte tari în care a ieșit acum un proiect foarte bun, să iei la prețuri în fază incipientă excelente și la final, când e gata, să ales să-l vinzi, să nu-l închiriezi, să nu mai să-ți faci tu management pe el. Pentru că nu avea o soluție, știi, corect, de management. Da. Asta e partea de dezvoltare. Să zicem că la mine este acest evantai, dar să nu mă împiedică să nu îmi pornesc un nou evantai. Da? Adică, ok, asta o cunosc, bun, am văzut ce oportunități sunt, hai să vedem dacă găsim alte oportunități mai bune în altă parte și, într-adevăr, la momentul respectiv nu te duci tu câine surd la vânătoare, ci îți iei pe cineva, un consultant care cunoaște el zona asta. Deci ca și cum te înlocuiește pe tine, cumva, dar el îți explică totul în zona respectivă și pe măsură ce și tu înveți, într-adevăr, o să ai mai multă încredere să te concentrezi mai mult pe zona aia. Da, asta deja vorbim despre cei care fac investiții cumva în serie, nu una, două, ca au mai multe proprietăți. Îmi place cum curge discuția, n-am apucat să trecem prin 3 întrebări din 8, e foarte bine. Aș vrea să mă întorc un pic de unde a plecat cu discuția, că am divagat, am ajuns în subiecte așa fierbinți, cum a fost discuția noastră cu Cluj și București și mai departe. Totuși, de unde am plecat, cum îi facem pe oameni să facă o mișcare, pentru că cu excepția situațiilor în care este nevoie de o penă de cash mai mare decât, să zicem, cât recomandăm noi, nu știu, 6 luni, 12 luni, fiecare cam cât simte că e necesar. Cu excepția acelor situații, totuși, sunt multiple oportunități de investit și pe acțiuni, și pe obligațiuni, și chiar și în imobiliare. Da, cum îi facem pe acești oameni să vadă totuși în perspectivă, să nu stea blocați în a, hai să țin banii încă în depozite, să facă burta mare băncilor, cum zicem noi. Nu că așa va ceva cu ele, că și noi luăm bani de la bancă, suntem finanțați și finanțabili și noi, dar e bine, e loc de echilibru, adică dacă ții toți banii în niște depozite pe care nici aia nu le faci cum trebuie, cum ziceai tu, atunci e păcat, pentru că ai avea mai multă prosperitate în viață dacă ai vedea totuși și altă perspectivă, știi? Aici depinde cine este, cum îi facem pe oameni. În primul rând că noi nu trebuie să-i facem pe oameni să facă ceva. Corect. Pentru că sunt mai multe tipuri de oameni. Sunt cei care știu ce fac și pe aia n-ai cum să-i faci să facă ceva, pentru că ei și-au făcut calculele și poate chiar stau strategic pe fixed income, da? Pentru a intra la un moment dat pe acțiuni, pe imobiliare. Corect, da? Așa este. Da. Mai degrabă cealaltă parte a populației este mai interesantă și nici acolo nu ai cum să-i faci să facă ceva, ci ai doar cum să-i educi, adică să le oferi mai multe oportunități și perspective. Da? Adică e clar că sunt oameni care stau cu banii în contul curent, multe, poate sute de milioane vechi, da? Sau chiar noi, din depozitele alea ale gospodărilor de 300 și ceva de miliarde, 100 și ceva de miliarde erau un overnight, da? În conturi curente sau de economii. Mai degrabă pe ei să încercăm să le oferim educație, nu educăm noi. Educația a fost 7 ani de acasă și după aia la școală, dar să le oferim această perspectivă, acest knowledge, knowledge, educație și mai ales partea de mindset, să le spunem că ok, se poate, banii trebuie să lucreze pentru tine, pentru că vine un tsunami și nu-ți dai seama care. Da? La un moment dat nu o să mai fii tânăr și vibrant și faci, prestezi și scurgi banii de peste tot, la un moment dat o să fii mai bătrân, da? Și va trebui să ai active sau să faci foamea în urma pensiei de stat. Așa că mișcă-te acum, nu te trezi la 50 de ani eu ce mă fac, da? Pentru că o să am o pensie de, nu știu, 300 de euro sau 500 de euro. Mai degrabă acolo am putea prin educație și răbdare, altfel nu prea ai ce să faci decât să-i lași să aștepți să vină spre tine cumva. Da, cred că un sfat bun este exact acesta, să caute să informeze mai bine, să vadă și alte perspective. Da, adică noi putem doar să inspirăm să-și dorească să afle. Da. Altfel, educație cu forța nu putem. Corect. Cei care știu ce fac, iarăși, dacă au anumite calcule de ale lor, trebuie să vii cu argumente raționale și pe cifre, să-i convingi, dar cu ei lucrezi altfel. Dar ei sunt destul de puțini, să zic așa, cei care știu ce fac. Da. Restul doar muncesc ca robii, fac bani de peste tot, își strică sănătatea, poate, dar cei care fac mulți bani și sunt mulți oameni care efectiv își strică sănătatea făcând foarte mulți bani și pe urmă îi țin în depozite sau în contul curent. Da? Și după aia trag linie la 50 de ani, au ficat-o nu știu cum, au cocoașă nu știu cum, au probleme cu nu știu ce și se uită că tot nu o să ia nu știu ce pensie, pentru că ei au fost antreprenori și au lucrat pe salariul minim pe economie la firma lor, dar au bani în depozite sau în contul curent, dar dacă se uită la cei bani de când i-au făcut ei, jumate au dispărut pentru că inflație. Asta e păcat, adică o dramă personală aici, să muncești, deci tu strici efectiv sănătatea, muncind poate 14 ore pe zi ca să faci niște bani și după 5 ani, mai ales dacă avem inflație de genul ăsta, te uiți la banii pentru care tu ți-ai distrus sănătatea și jumătate din ei s-au dus, efectiv. Pentru că nu i-ai pus pentru că nu ți-ai alocat, de fapt pentru că nu ai gândit un pic în perspectivă, ok, i-am făcut banii ăștia, da? Există inflație, trebuie să-i plasez undeva și unde îi plasez. Nu mă uit la televizor, du-i în Dubai, la apartamente în Dubai. Poate ai acolo proiecte, nu știu. Sau cumpără, nu știu ce, criptomonedă. Nu. Înseamnă educație normală. Ok, cum se face? Cum fac fondurile de pensii investițiile? Cum fac fondurile mutuale investițiile? Cum fac investitorii profesioniști? Cum fac cei care investesc pe cont propriu din mișcarea FIRE? Da, Financial Independence, Retire Early. Da, gândiți-vă că această mișcare FIRE, adică oamenii care vor ei să ajungă independenți financiari, ei sunt niște mici fonduri de investiții individuale, adică practic tu devii fondul de investiții, optimizat perfect, fără comisioane, fără alte costuri, Și sunt niște multe milioane de oameni care fac lucrul ăsta și multe milioane care chiar ajung să se retragă la 30, 35, 40 de ani, 45 de ani din activitate. Deci sunt atâtea modele, atâtea surse de informare și tu muncești 14 ore pe zi și nu-ți iei o jumătate de oră pe zi să te gândești care e viitorul meu, ce fac eu acum are sens, ok, trag ca, știi tu, trag ca animăluțul ăla cu coarne toată ziua, dar pentru ce? Da? Și ce se întâmplă cu rodul muncii mele până la urmă? A fost așa de profund ce ai spus, Valentin, încât am putea să închidem acum, pentru că mi-a plăcut foarte mult, să știm. Mi-a părut bine. Să știi că am depășit deja o oră de când comunicăm. Știu că nu ai simțit, dar a trecut chiar o oră. Așa că aș mai păstra din întrebări pentru o altă dată viitoare. Pentru că altfel ne ducem în mai multe ore și o să zic oamenii, bă, dar ăștia nebuni, ăștia chiar vor să-i întrețină aici două ore, știi, ca la un film. Aș le pune o întrebare. Și așa, Netflix-ul este concurența noastră, nu? Adică noi care facem educație, podcasturi, avem ca și concurență alte, alte elemente de mai mult de entertainment. Dar să știi că Netflix are și o componentă educațională foarte bună. Eu mă uit la o grămadă de documentare foarte bune. Docudrame. Inclusiv docudrame. Ăsta ultimul cu Mehmet versus Vlad. Mamă, ce bun e. Da, mie îmi plac. Dar eu le consider tot entertainment. Adică, ok, fine, cu Vlad mi-a plăcut maxim actorul care l-a jucat pe foarte bun. Daniel Dunuța sau? Nu știu cum îl cheamă, dar a jucat excelent. Jucat foarte bine. Vlad este Vlad Țepeș, dacă mi-ați văzut filmul deja. Guys, still entertainment. Da, corect. Dar nu e docudramă, nu e documentar. Nu mă refer la docudramă, mă refer chiar la documentare. Adică, de exemplu, știi Down to Earth cu Zac Efron? Îl știi? Te-ai uitat? Este o, practic documentar, nu e docudramă, că nu e dramă în el. El și cu Darren Olin, e un activist așa în zona traiului eco. Se duc prin diverse locuri în lume. În primul sezon mai o să se duc mai multe orașe din Europa și din lume și în al doilea se duc în Australia. Și dezbat diverse teme despre lume, despre economie, despre geografie, climate și așa mai departe, într-o manieră fun. Adică nu e genul care îl asculți pe unul cum vorbește, nu? Chiar e frumos spusă și Zac Efron e și un actor destul de cunoscut. Și atunci îi dă un gust așa fain. Mie îmi place Netflix să mă uit la așa ceva. Dar să știi că eu am vorbit de Netflix nu în sensul în care ar fi negativ să te uiți. Da? Poți să te uiți la o comedie. Adică e foarte valuable. Entertainment-ul este valuable dacă nu este în exces și înlocuiește partea de educație. Corect. Poți să te uiți la un documentar și te simți bine și să și înveți. Poți să te uiți la un film cum e Lord of the Rings și să fie entertainment și să și înveți o grămadă de values. Adică ce poți să înveți dintr-un film artistic, nu poți să înveți poate dintr-un documentar niciodată. Adică poți să înveți despre valori, da? Poți să înveți despre friendship, cum a fost în Lord of the Rings, despre loialitate, friendship, curaj, lucruri care te inspiră cumva. Dar totdeauna trebuie să păstrăm acest echilibru. Unii oameni sunt obsedați doar de învățat și nu mai au și partea de fan în care se uită la ceva, o comedie doar să râdă. Cool. Sau un film fantasy. Alții însă exagerează că se uită doar la entertainment. Știi? Întotdeauna în viață, dacă ai echilibrul ăsta, o să ai și fan, o să ai și educație. Valentin, două lucruri scurte vreau să mai trecem înainte de a încheia. Vreau să-mi spui dacă există un singur lucru care te-a ajutat personal să câștigi mai mulți bani. Care ar fi acela? Un singur lucru. Asta. Partea de mindset. Explică mindset-ul, ok. Mindset-ul și din toate elementele de mindset, cel mai mult m-a ajutat să ies din mentalitatea de victimă. Da? Să nu mă mai uit atât de mult la ok, ce se întâmplă în exterior. Vine criza, nu vine criza, guvernul e nașpa, țara e nașpa, vecinii sunt nașpa și întotdeauna să mă gândesc, ok, ce pot eu să fac? Deci în momentul în care, indiferent ce vine din exterior, tu spui întrebarea asta, ce pot eu să fac, ai ieșit din mentalitatea de victimă și ești într-o mentalitate de autonomie. Da, nu mai trebuie să spună cineva ce să faci, nu-ți dictează altcineva care este direcția ta, ci tot timpul tu spui tu, ce pot eu să fac în situația curentă. Asta a fost maximum, adică ce m-a ajutat cel mai mult de-a lungul vieții în viața personală, dar și super în cool, cea financiară. Super cool. Dacă v-a plăcut ce a spus Valentin, vă rog să dați un like. Mie mi-a plăcut, eu îți dau un like. Și al doilea lucru, Valentin, aș vrea să ne dai o predicție financiară care poate să înglobeze toate cele trei clase mari de active, sau poate să înglobeze o parte dintre ele sau luate fiecare individual, cum consider tu. Predicție financiară pentru... Sau o predicție pentru anul acesta, 2023. 2023, cred că dobânzile vor scădea. Probabil că mai ajung, s-ar putea să mai crească un pic, dar în a doua parte a anului vor fi pe trend descrescător. Bursa cred că o să aibă un an bun. Nu știu, nu cred că e excelent, dar bun. Cred că o să terminăm mai sus decât am început, atât SUA cât și BVB-ul. Și cred că economic o să fim iarăși pe plus. Astea sunt, asta e de fapt scenariul meu de bază pe care îl am pentru 2023, nu sunt mama umida sau ceva, dar merg pe scenariul most likely din punctul meu de vedere. Creșterea economică moderată, dobânzile în scădere și bursa mai sus decât a început. Super cool. E motiv să ne relaxăm, să luăm o cafea sau un ceai, să deschidem BVB, să deschidem o șampanie. O șampanie. Vine primăvara. Active broker, ceva, sau să vorbim cu un consultant imobiliar și să vedem ce investiții putem să facem. Acum, for real, pot să fiu tratat ca având așa o doză de subiectivism, pentru că eu activez în zona de investiții, principal imobiliare, și evident că compania beneficiază din încrederea mai mare a populației în acest tip de activ. Da? Dar rolul meu este mai presus de asta, chiar doresc pe cât posibil oamenii care ne urmăresc să aibă o viață mai prosperă. Asta e misiunea mea, să aduc mai multă prosperitate în jurul meu și atunci de asta aduc oameni ca tine, Valentin, și ca Bogdan Dinu și alți prieteni ai noștri care când vin aici și vorbesc, vezi că au o perspectivă informată, nu vorbesc așa cum s-o trezi dimineața, știi? Și asta e darul meu pentru lume. Și au o anumită perspectivă și asupra lucrurilor. Dacă te uiți și la Bogdan și la tine și la mine și la mulți alții pe care ai mai avut invitați, ei se uită cumva la lume dintr-o perspectivă realist-optimistă, nu wishful thinking. Da? Dar cumva au o anumită doză de ok, hai să vedem ce-i bun. Exact. Și asta vine totuși tot din mindset. Dacă cauți ce-i rău, vei avea parte de multe lucruri negative. Dacă cauți totuși binele în anumite situații, ce-i bine, ce-i util, ce-i frumos, o să ai parte de mai mult. Doar din perspectiva asta, că pe ce te concentrezi, aia crește. Da? Sau unde te uiți, aia vezi, nu știu, două flori, una e urâtă, una e frumoasă. Dacă tu te uiți mereu la aia frumoasă, viața ta o să fie cu flori frumoase, corect? Nu o să fie cu mărăcini. O să fie și o mărăcini, dar nu o să-i vezi. O să fie, okay, o să fie și ei pe acolo. Da, o să fie și ei pe acolo. Valentin, mersi foarte mult că a fost cu noi astăzi. Cu drag. Mulțumesc. Pe Valentin Nedelcu îl găsiți pe Știința Banilor, atât pe site-ul Știința Banilor, cât și pe toate canalele media pe care comunici. Da. Pe YouTube Valentin Nedelcu, am canal cu numele meu, și pe Facebook Știința Bani, grupul Știința Banilor din Instituția Educație Financiară, site-ul e stiintabanilor.ro. Excelent. Căutați-l, abonați-vă la newsletter. Eu sunt abonat la newsletterul Valentin dinainte să-l cunosc personal și am avut ocazia să văd câteva lucruri foarte bune care m-au ajutat și pe mine personal, deși studiez din multe alte surse. Valentin are o abordare foarte pragmatică pe ceea ce transmite și cred că e de foarte mare ajutor pentru cei care sunt în acest periplu în care doresc să aibă o viață mai prosperă. Pe mine mă găsiți, ca de obicei, în fiecare săptămână cu materiale faine, cu invitați speciali, ca Valentin astăzi, și cu o perspectivă informată despre investiții, cu precădere imobiliare și cu diverse perspective despre evoluții viitoare, despre trenduri care se pot materializa, despre pericole, despre oportunități și așa mai departe. Mă înclin pentru că ne urmăriți și că vă dați din timpul vostru, o oră, două, cât este nevoie sau cât vă lasă inima ca să simțiți ce înseamnă o viață mai prosperă. Și țineți aproape, ne vedem fiecare săptămână. Valentin, ne vedem în următorul podcast, că mai avem vreo 4 întrebări de aici de ce facem cu ele, da? Mare drag. Mulțumesc. Numai bine.